Astăzi e ziua ta. Vin să-ți pot ura cu un buchet de flori în zori, să-ți spun te iubesc. Șoapte o mie, nu mai ție-ți spun. Și da, de ziua ta avem o surpriză din partea mamei, da, pentru mulțumesc. Tine. Haideți! De ziua, avem pentru Georgie o surpriză de ziua ei. Da, am și câteva cuvinte. Pentru poimine. Pentru tine. Draga mea, uneori cuvintele sunt de prisos, parcă orice urare nu este suficientă ca să exprime ce simțim cu adevărat. Ai crescut și ai devenit și tu mamă la rândul tău, dar vreau să știi că eu grija ți-o port mereu. Dar mai ține minte că grija cea mai mare trebuie să ți-o porți tu. Fericirea și puterea sunt la tine. Ești o femeie puternică și ai dovedit asta de-a lungul anilor. Cred că este inutil să îți înșir într-un mesaj toate urările clasice. Ești copilul meu și bineînțeles că îmi doresc pentru tine tot binele din lume și toate lucrurile frumoase. Așa că vreau să spun la mulți ani și sunt mândră de adultul care ai devenit. Vă iubesc pe toți trei și vă pup. Cu drag, mami. Da, mulțumim. Și asta este pentru tine. Îi spui și tu ceva lui mami? Da, îi mulțumesc. Mi-e dor de ea. Bun, mulțumim frumos. M-a ajutat? Dă-mi mie ce-o zic? Uite, ia tu telefonul. Dar voi ce vedeți plângi? Eu nu înțeleg. Ce te plângi? Cine, eu? A, nu. Da, mulțumim. Să-i se-nine. Să-i
astăzi ziua ta. Vin să-ți pot ura.